mort, trebuie îngropat. Și cu toate acestea, zice Sfânta Scriptură, că după ce își va da viața ca preț de răscumpărare pentru mulți, va vedea. Acum vreau să vă întreb, un om mort mai poate să vadă ceva după aceea? Și atunci când vorbesc de crucificare, dragii mei, de mormânt, de groapă, ca să pot să experimentez schimbarea destinului meu, trebuie să cred că după crucificare mai urmează ceva. Și întrebarea este, ce urmează? Urmează învierea. Din mormânt la lumină. Din mormânt la viață. Ne cheamă în lumină să pășim. N-am putut să-mi termin această documentare medicală fără să spiritualizez un lucru. Sindromul inimii frânte. S-a frânt inima Domnului Iisus Hristos pe cruce și n-am putut să nu mă gândesc cum oamenii continuă să frângă inima lui Dumnezeu prin răutatea lor. Te cheamă azi.